24 februarie 2019 este data în care se vor desfășura următoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost votat astăzi de către deputați în cadrul ultimei ședințe din sesiunea primăvară 2018 a Parlamentului Republicii Moldova. Amintim că alegerile parlamentare în Republica Moldova se vor desfășura în baza sistemului electoral mixt. Astfel, 50 de deputați vor fi aleși pe listă de partid, la fel ca în prezent, iar ceilalți 51 în circumscripții uninominale. Acestea vor fi create inclusiv pentru regiunea transnistreană, doar că locuitorii din stânga Nistrului vor putea vota în secții amplasate pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale. De asemenea, vor exista circumscripții uninominale pentru diaspora. Membrii Mișcării de Rezistență Națională și susținătorii lor au protestat astăzi în fața Parlamentului după ce ieri deputații au votat reducerea impozitului pe venit și amnistia fiscală, proiecte propuse de către democrați. Reprezentanții ambasadei SUA, cei de la FMI și ambasadorul UE la Chișinău s-au arătat dezamăgiți și îngrijorați de adoptarea acestei legi. Circulația pe strada Alexei Mateevici din capitală a fost oprită astăzi pentru câteva minute după ce mai multe federații de sport au organizat un protest în fața sediului Partidului Acțiune și Solidaritate. Manifestanții și-au arătat nemulțumirea de declarațiile Maiei Sandu, care a spus că pentru sportivii din țara noastră nu este o prioritate construcția unei săli polivalente. 45 de pietoni și-au pierdut viața în accidente, iar alți 403 s-au ales cu traumatisme în prima jumătate a acestui an. Așa arată datele Inspectoratului General al Poliției. Potrivit instituției, în total s-au produs aproape 470 de accidente cu implicarea pietonilor. În 140 de cazuri, trecătorii au fost loviți în timp ce se deplasau ori așteptau pe trotuare sau la zebră. Astfel, 5 persoane au murit, iar peste 140 au fost răniți. Pentru a reduce numărul tragediilor cu implicarea pietonilor și de a informa cetățenii despre siguranța rutieră, Inspectoratul General al Poliției a lansat campania Fii atent la trecere. Ploile torențiale din perioada 25-26 iulie curent au afectat mai multe localități din țară. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne a estimat prejudiciile în funcție de intervenția echipelor. Astfel, în satul Coșcodeni din raionul Stângerei, precipitațiile au deteriorat porțiuni de drum local de pietriș. În satul Nimereuca din raionul Soroca au fost distruse 55 de hectare de floarea soarelui, 145 hectare de porumb, dar și 2,5 km de drum a rămas deteriorat. Prejudicii au fost înregistrate și în orașul Orhei, unde vântul puternic a afectat acoperișul gimnaziului Grigore Vieru. Mai exact, au fost smulse 250 de metri pătrați de țiglă metalică. Comisiile pentru situații excepționale teritoriale urmează să stabilească suma pagubelor materiale.